Uite că în sfârșit vine primăvara. Sezonul se prezintă bine pentru această perioadă a anului. Este tuns destul de scurt, cred că are 4 cm. Dar ia uitați și aici o primă problemă. Cred că este de la pisică. Pisicile și-au mai făcut nevoile iarna asta. Aici probabil că voi apela la metoda transplantului din iarba la ghiveci. Aici mai sunt câteva pâlcuri verzi, care tot de la pisică sunt, dar am apucat să strâng. Și acum vine marea întrebare. Eu cu ce fertilizez? Astăzi o să vă prezint câteva detalii despre ce îngrășăminte să folosiți și cum să vă dați seama dacă acel îngrășământ este potrivit sezonului. Pe piața din România sunt foarte multe tipuri de îngrășăminte, dar pe noi ce ne interesează sunt îngrășămintele dedicate gazonului, îngrășămintele profesionale pentru gazon, care se deosebesc de cele clasice, generice, agricole sau MPK, clasic cum li se mai spune, prin câteva aspecte. Îngrășămintele profesionale de gazon sunt ideale a fi cu eliberare controlată pe o perioadă de 2-3 luni de zile pentru nu avea un boom de creștere. Gazonul are alte nevoi față de orice altă cultură agricolă. Să luăm exemplu grâul, care face parte din aceeași categorie de graminee ca și gazonul. Grâul trebuie semănat și cules. În schimb, gazonul nu trebuie cules. Deci, prin urmare, el are cu totul alte nevoi decât grâul. Există o multitudine de combinații de NPK pentru gazon, care diferă în funcție de altitudine, în funcție de perioada anului în care suntem, în funcție de tipul terenului, sport, fotbal, golf, care au cu totul alte nevoi, de exemplu, față de o peluză rezidențială. Iar unul dintre cele mai importante aspecte este că pierderea la îngrășămintele profesionale de gazon cu eliberare controlată este foarte mică, chiar dacă vine o ploaie. Acestea nu se vor spăla imediat, pentru că capsulele sunt peliculate, au un înveliș protector care eliberează treptat nutrienții. Acum, dacă tot am vorbit și am menționat NPK, haideți să vedem și ce înseamnă NPK. NPK reprezintă azot, fosfor și potasiu, sunt elementele de bază ale îngrășămintelor. Azotul ajută la creșterea plantei și dă culoare acesteia. Fosforul ajută la dezvoltarea unor rădăcini puternice, iar potasiul ajută la întărirea plantei împotriva bolilor. Nevoile gazonului sunt diferite în funcție de sezon, deci nu putem avea aceeași concentrație de azot, fosfor sau potasiu. Pe lângă NPK, îngrășămintele profesionale mai conțin și alte macro și microelemente pentru a crea un mix și mai bun, precum calciu, magneziu, sulf, fier, zinc, cupru și așa mai departe. Totuși, ce tip de îngrășământ, ce formulă MPK să alegem? Cu timpul și mie mi-a fost greu să-mi dau seama despre ce tip de îngrășământ sau care îngrășământ se folosește primăvara, toamna și iarna, astfel că am reușit să fac un tabel cu nevoile de elemente în funcție de sezon. Ne vom axa pe MPK, pe azot, fosfor și potasiu, pentru că ele sunt elementele principale. Și anume, primăvara avem nevoie de un îngrășământ cu conținut ridicat de azot, scăzut de fosfor și scăzut sau mediu de potasiu, vara mediu scăzut ridicat, toamna mediu scăzut ridicat, iar pentru însămânțare avem o categorie separată, sunt îngrășămintele cu o concentrație ridicată de fosfor, dar mediu sau ridicat de azot. În schimb, potasiul este scăzut. Când vă uitați pe un îngrășământ, o să vedeți acolo formule, niște cifre, 25, 5, 12. Cifrele acelea reprezintă ceva, dar voi, ca să știți și să vă fie foarte ușor, trebuie să știți, băi, primăvara am nevoie de un îngrășământ cu azot în concentrație ridicată. Deci, azotul va trebui să fie cea mai mare cifră de pe ambalaj. Fosforul scăzut va trebui să fie cea mai mică cifră de pe ambalaj, iar potasiul scăzut sau mediu va trebui să fie o cifră mică sau apropiată de cea de fosfor sau puțin mai mare, dar să nu ajungă la nivelul celei de azot.
Așa vă va fi foarte simplu să vă dați seama dacă acel îngrășământ este potrivit pentru sezonul în care suntem. Acum, dacă tot am vorbit despre cifrele de pe ambalaj, haideți să vedem și ce înseamnă ele. Și anume, vom lua exemplu conținutul de MPK dintr-un kilogram de Landscaper Pro Maintenance cu formula 25-5-12. Și anume, vom avea azot 25%, fosfor 5% și potasiu 12%. Practic, numerele acelea reprezintă procentajul dintr-un kilogram din acel macroelement prezent în sac. Astfel că azot vom avea într-un kilogram 250 de grame, fosfor 50 de grame și potasiu 120 de grame. Restul, până la un kilogram, sunt fie alte macro sau microelemente, dar și alte ingrediente necesare producerii îngrășământului respectiv. Astăzi o să vă prezint două exemple de îngrășământ solid cu eliberare controlată. Acesta este Landscaper Spring and Summer cu formula 20-07. Avantajul lui este că se găsește la 5 kg și se poate aplica pe peluzele mici. Inclusiv eu l-am aplicat anul trecut, am 100 de metri pătrați din cele două peluze. A fost ok cu el, dar pentru cei care au peluze peste 200 de metri pătrați există o variantă mai bună de primăvară și anume Landscaper Pro Maintenance cu formula 25-5-12 este o formulă mai echilibrată pentru primăvară. Totuși, dacă sunteți mai mulți vecini care aveți curți mici, puteți accesa un sac din acesta să-l împărțiți între voi. Dacă nu, apelați cu încredere la Spring and Summer pentru că este bun, l-am folosit și eu anul trecut și am fost mulțumit. Acest videoclip este sponsorizat de agropataki.ro, iar în descrierea videoclipului veți regăsi link-uri către aceste produse. Acum, după ce am lămurit aceste aspecte referitoare la MPK și la cifrele de pe ambalaj, haideți să vedem acum când aplicăm îngrășământul de primăvară. Voi lua în considerare trei aspecte. 1. Avem nevoie de scarificare în gazon. Așteptăm să crească gazonul ca să putem să-l tundem de 2-3 ori. Scarificăm și aplicăm îngrășământul de primăvară. A doua variantă este gazonul pus anul trecut. Nu avem nevoie de scarificat sau poate că vom scarifica în aprilie sau în mai. Aplicăm la fel îngrășământul după ce tundem constant gazonul de 2-3 ori, adică să vedem că a intrat în vegetație. Al treilea caz de aplicare este în urma unei însămânțări sau supraînsămânțări de gazon, unde prima dată vom folosi îngrășământ starter, unde vă recomand Newgrass de la Landscaper Pro cu formula 20-20-8, iar după al doilea sau al treilea tuns puteți să aplicați îngrășământul de primăvară. Dacă însămânțarea are loc undeva mai târziu, spre sfârșit de aprilie, mai mult ca sigur că va fi nevoie să aplicați îngrășământul de vară după al doilea, al treilea tuns. Eu vă recomand să folosiți îngrășămintele profesionale pentru gazon și să le aplicați întotdeauna cu un distribuitor, fie manual, fie angrenat de roți, pentru a avea o distribuire uniformă și pentru a minimiza pierderile. Evitați pe cât posibil să aplicați cu mâna, pentru că există riscul ca în anumite locuri să dați mai mult, să ardeți gazonul, precum și o creștere neuniformă, pentru că nu toate plantuțele vor beneficia corect de toți nutrienții de care are nevoie. Folosind îngrășămintele profesionale cu eliberare controlată, vom avea o pierdere foarte mică, ele fiind peliculate, chiar dacă vine o ploaie torențială sau câteva zile cu ploienele nu se vor dizolva în totalitate, pentru că pelicularea aceasta menține nutrienții și eliberează controlat. Față de îngrășămintele clasice, pierderea este foarte mare, se vor duce în sol, se vor spăra și se vor pierde prin levigare. Iar dacă nu știi cum să-ți faci un program de fertilizare, intră pe pagina de Facebook Broni Loncher și vei găsi acolo 3 programe de fertilizare în funcție de buget și de suprafață, cu 2, 3 sau 4 fertilizări solide pe an. Și dacă ți-a plăcut acest videoclip, abonează-te, apasă butonul like și nu uitați că până data viitoare iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră.